Loc de dialog. Argumentul contează. Bine v-am găsit, stimați auditori, sunt redactorul prezentator Anatol Cacciuc și vă invit să audiați emisiunea Loc de dialog. În această seară vom discuta despre planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană pentru perioada 2017-2019, obiective și realizări, deoarece și guvernul, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a prezentat un raport. Despre cele realizate au discutat și unele instituții specializate în această tematică și în această seară voi discuta acest subiect cu Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, care este prezent în studiul Radio Moldova. Domnule Juc, bună seara și bine ați revenit la Radio Moldova. Bună seara, bine v-am regăsit. Ni se va alătura și Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, deci una dintre instituțiile care monitorizează implementarea acordului de asociere, a realizat mai multe rapoarte și desigur vom discuta detaliat despre acest plan de acțiuni. Dar pentru început am să discut cu dumneavoastră, domnule Victor Juc, și să ne spuneți în viziunea dumneavoastră, ce a reușit totuși Republica Moldova în această perioadă de timp 2017-2019? Deci, o perioadă în care au fost planificate mai multe acțiuni, trebuia să se realizeze mai multe obiective, deci să ne referim la această perioadă. Da, țin să subliniez că Republica Moldova a încheiat un acord de asociere cu Uniunea Europeană la 27 iunie 2014. Acordul de asociere își găsește expresie prin agenda de asociere. Au fost acestea două, la 26 iunie 2014 și la în 2017, la 4 august. Iar Republica Moldova și-a asumat angajamentele să implementeze prevederile asumate prin planuri de acțiuni. Au fost în total 3 planuri de acțiuni, unul pe 2015, altul pe 2016 și următorul 2017-2019. Dacă să ne referim la general, atunci spune că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în această perioadă au evoluat zigzagoform, dat fiind mai degrabă acele metamorfoze care s-au produs în Republica Moldova. În primul rând, aș spune că în 2017, prima jumătate a anului 2018, au fost o apropiere a relațiilor dintre cele două părți, dat fiind că executivul și legislativul din Republica Moldova și-au angajat în realizarea agendei de asociere, exprimată prin planuri de acțiuni. Apoi au venit mijlocul anului 2018 până la mijlocul anului 2019. Aici a fost o răcire substanțială a relațiilor dintre părți. În calitate de pretext a servit anularea și declararea nulității și valabilității alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Drept rezultat, Parlamentul European a adoptat câteva rezoluții în care a recomandat Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene să nu acorde Republicii Moldova o parte din sau prima tranșă a asistenței macrofinanciare. Chiar dacă din punct de vedere economic autoritățile susțineau că au realizat progresele care s-au inclus în mai degrabă în capitolele 4, 5, 6 a planului de acțiuni, dar din punct de vedere politico-juridic se aveau cele mari restanțe. După alternanța la guvernare, prin mecanismele democrației electorale, în timpul guvernului Maia Sandu, relațiile, am spune, s-au încălzit, s-au resetat substanțial. Republica Moldova a fost deschisă pentru emisarii europeni. Să nu uităm și despre rolul important pe care l-au avut Uniunea Europeană în fundamentarea acelei coaliții dintre PSRM și acum. Și, în fine, aș spune, a patra etapă ține de guvernul Ion Chicu, dat fiind că Uniunea Europeană s-a poziționat mai degrabă, aș spune, într-o situație de așteptare, să vadă cum vor evolua evenimentele din Republica Moldova și apoi se va pronunța pe marginea
celor care urmează să fie realizate. Însă, din punct de vedere sectorial, avem și unele rezultate mai bune. Deci, prin urmare, date fiind aceste etape fluctuante în relațiile dintre părți, era și de așteptat că nu tot ce și-a planificat să fie realizat, poate și este imposibil, dat fiind că sunt acțiuni cu termen strict determinat de elaborare, aprobare și implementare, dar sunt acțiuni pe termen mai lung. Și atât în raportul pe care l-a prezentat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, figurează cifra de 71,56%, aș spune că aceasta este destul de puțin, iar la capitolul armonizarea legislației au fost aduse în concordanță cu legislația europeană 224 din 420 de proiecte de legi care urma să le asume Republica Moldova. Dar aici tot trebuie să facem și o mică paranteză, dat fiind că în Republica Moldova deseori legile sunt euroconforme, dar implementarea este pe solul moldovenesc, cu metode moldovenești de către moldoveni și rezultatele pe departe sunt decât cele aprobate. Deci, o concluzie preliminară ar fi că relațiile dintre cele două părți nu au fost dintre cele mai strălucite în această perioadă, iar autoritățile Republicii Moldova s-au confruntat cu grave probleme. Desigur că unele structuri din societatea civilă, cum este institutul pe care îl conduce domnul Iulian Groza, au făcut și ei măsurări. Pozițiile lor vom vedea care vor fi, dar probabil și așa este bine ca societatea civilă să fie mai critică și mediul academic să fie mai critică decât autoritățile oficiale. Pentru a se obține rezultate și mai bune. Pentru a spune guvernanților că nu este insuficient ceea ce ați realizat, ce se impunea mult mai mult și mai ales când se identifică și acele mecanisme de implementare. Stimați ascultători, așa cum v-am anunțat la emisiunea Loc de Dialog, în cadrul care discutăm despre planul de acțiune pentru implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană perioada 2017-2019, este prezent și Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, instituție care a realizat mai multe rapoarte și au fost prezentate și public. Iulian Groza a fost prezent la mai multe emisiuni cu această tematică și cunoaștem că se urmărește, de fapt, institutul pe care îl conduce urmărește evoluția acestui deziderat al Republicii Moldova, integrarea europeană. Vom discuta și despre următorul plan de acțiuni care ar putea fi 2021-2023, deci anul 2020 este rezervat într-un fel pentru recuperarea acțiunilor restante, așa am înțeles cel puțin din conferința de presă pe care a susținut-o Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Dar acum am să-l rog pe domnul Iulian Groza să se refere la ceea ce a reușit Republica Moldova să realizeze pe parcursul acestor ani de referință 2017-2019. Mulțumesc foarte mult, Anatol, domnul profesor. Prea bine să vă salut în acest nou studio, când frumos n-a mai fost. Și ocazia, într-adevăr, este una oportună. Apropo, mâine va avea loc Comitetul de Asociere UE Moldova și cu ocazia acestui eveniment, de fapt, este unul dintre formatele de discuții și de evaluare a stadiului de implementare a acordului de asociere, se va discuta la ce etapă se află astăzi Republica Moldova. Noi, ca și institut care urmărește modul în care se realizează acordul de asociere, încercăm să venim cu inclusiv cu anumite recomandări, nu neapărat venim cu anumite critici. Misiunea noastră nu este să învelim într-o flori sau roze sau gri anumite evoluții care sau involuții care au loc în țara noastră. Sarcina noastră este să oferim atât partenerilor din Uniunea Europeană, cât și autorităților, dar probabil și mai important pentru cetățeni, o viziune de ansamblu, unde se află Republica Moldova și cu această ocazie, chiar anul trecut, în septembrie, aniversând cei 5 ani de implementare a acordului de asociere, noi împreună cu colegii de la Expert Group am și publicat un raport alternativ care s-a uitat nu doar pe
constrângeri, pe problemele care s-au identificat în această perioadă, dar și pe anumite progrese și am venit și cu anumite recomandări care astăzi vreau să vă spun că sunt actuale. Noi vom actualiza viziunea noastră în toamna acestui an. La moment, aprecierile noastre față de stadiul de implementare a acordului de asociere sunt nu foarte optimiste în raport cu sarcinile care sunt puse în fața guvernului. Ele sunt multe, sunt și multe restanțe, unele de ordin obiectiv, altele de ordin politic, totuși climatul de activitate a serviciului public, colegilor care se află în ministere și sunt responsabili de anumite domenii concrete de implementare a acordului de asociere, au fost afectați, evident, de acest climat nu foarte stabil și chiar incert, în special în prima jumătate a anului trecut. La mijlocul anului trecut, în momentul în care s-a creat un nou guvern, s-a depus un efort mare pentru a restabili relațiile cu Uniunea Europeană, restabili asistența macrofinanciară, asistență directă bugetară pentru Republica Moldova. Lucrurile, din păcate, nu au durat foarte mult, iarăși s-a iscat elementul de instabilitate și incertitudine. În momentul în care a fost numit nou guvern foarte rapid în noiembrie anul trecut și respectiv guvernul actual este mare parte pus în situația în care să livreze. Într-adevăr, anul 2019 este anul de final al agendei de asociere cu Uniunea Europeană, cele de-a doua agende de asociere și la moment urmează să fie lansate negocierile pentru o nouă agendă de asociere. Cea actual va fi revizuită, lucrurile care nu s-au reușit vor fi reprioritizate. Apropo, acest exercițiu cel mai probabil va începe în curând și noua agendă de asociere s-ar putea să privească un cadru mai larg de timp, perioada anului 2021-2027. Iar astăzi, dacă să mă refer succint, așa să dau o apreciere generală a lucrurilor pe stadiul de implementare, atunci pot să spun cu fermitate că partea în care Republica Moldova a reușit în acești ani să avanseze, mare parte este legată sau a fost legată de anumite beneficii economice, dacă doriți. Mă refer aici, în primul rând, la comerțul cu Uniunea Europeană și alte angajamente pe care le-am avut legate de acest domeniu. Unele din ele și aici au trenat. Nu am reușit să valorificăm pe deplin tot potențialul comerțului liber cu Uniunea Europeană, cel aprofundat și cu vizitor. La cotele care au fost stabilite? Da, nu, la cotele care au fost stabilite, chiar și dacă ne uităm la structura comerțului, vom vedea că există potențial mare pentru și alte produse importante pentru Republica Moldova, care implică un exercițiu de procesare, deci de procesare, asta înseamnă că crește și valoarea și implicarea forței de muncă în Republica Moldova, respectiv are și efecte colaterale pozitive. În orice caz, colegii de la Expert Group anul trecut chiar și-au constatat că există un impact net al comerțului liber cu Uniunea Europeană în ultimii 5 ani. Primele cifre ale anului 2020 sau dacă ne uităm în retrospectivă arată că există o anumită stagnare, dacă doriți, a comerțului, a balanței comerciale cu Uniunea Europeană în comparație cu anul trecut. Motivele sunt diferite. Mare parte țin și de natură internă, dar și există și motive care vizează și, în general, anumite procese de recesiune care au loc la anumit nivel în Uniunea Europeană. Dar trebuie să spunem în același timp că, dincolo de partea mai bună pe care putem să o scoatem în față, ține de partea comercială, partea care a trenat, din păcate, în ultimii ani și lucrul ăsta este evident și astăzi. Dacă ne uităm la ce spun partenerii noștri europeni,
care sunt problemele de bază, ce spune societatea, cum percepe societatea modul în care funcționează instituțiile în Republica Moldova, atunci domeniul justiției, iată că este domeniul cel care și practic trage în jos orice apreciere, știu, în a vedea anumit progres în nu doar în implementarea acordului de asociere, dar în general în tot ce ține de procesul de transformare a Republicii Moldova. Așa că, sigur că auzim de multe ori, atât guvernul cât și mai recent și președintele spune că prioritatea numărul 1 a Republicii Moldova este integrarea europeană și implementarea acordului de asociere, realizarea acestor angajamente. Cel puțin din punct de vedere al un efort de a crea o anumită imagine de un anumit atașament față de spațiul valoric european poate fi apreciat la nivel declarativ acest deziderat. Doar că, din păcate, există mai multe elemente care dezechilibrează aceste declarații prin acțiunile care le întreprind autoritățile sau pe care nu le întreprind autoritățile, fie că este vorba pe dimensiunea externă, fie că este vorba pe dimensiunea internă. Și sigur că ne-am dorit astăzi să vedem mai multă voință politică în a promova o reformă în domeniul justiției eficientă, inclusivă, care ar implica toți actorii din societatea noastră, fie că sunt în societatea civilă, fie că este vorba de breaslă, fie că este vorba de politicieni. Orice reformă în domeniul justiției poate fi realizată, sau cel puțin sperăm că poate fi realizată cu succes, doar dacă va exista un anumit consens în societate și la nivel politic asupra soluțiilor care trebuie să fie întreprinse pentru a redresa problemele în acest sector. Și sigur că există și alte domenii colaterale, fie că este vorba de modul în care funcționează instituțiile afectate, fie de probleme de resurse financiare sau umane, fie chiar de implicarea politicului în luarea deciziilor, ceea ce este și mai grav, lucru care trebuie semnalat și practic îndemnat și prevenit ca și activitate din partea diferitor instituții care nu au anumite competențe. În cazul dat, dacă să spun foarte clar, ne-am aștepta mai multe din partea președintelui ca să genereze un anumit mesaj de coeziune în societatea noastră, dincolo de apostrofări și, într-un fel, atacuri care le observăm și în ultimul timp, apropo, și inclusiv asupra colegilor din societatea civilă, acționând în interesul anumitor presupuse interese străine. Ne-am așteptat mai mult și mai multă diligență în activitate, fiindcă ceea ce observăm noi, lucru care iarăși trebuie privite în ansamblu. Există anumite competențe pe care le au diferite instituții, guvernul, parlamentul, președinția, procuratura, fiecare din aceste instituții e important să acționeze în spiritul legii și în cadrul constituțional. Și orice acțiune a unor autorități care depășesc competențele nu pot fi încurajate, ele trebuie să fie semnalate și, de fapt, descurajate. Asta așteaptă, de fapt, asta așteaptă inclusiv și partenerii europeni, mai puțin. Da, probabil bine se va discuta și acest aspect în cadrul. Probabil se va discuta, dar probabil mai mult tangențial, fiindcă formatul de discuții în cadrul Comitetului de Asociere este foarte punctual pe prevederile din agenda de asociere, pe angajamentele stabilite în acordul de asociere, ori dacă ne uităm pe prevederile acordului de asociere, poate asta și este probabil unul dintre motive de ce ne vine mai greu să ne mișcăm pe aspecte politice, pe aspecte care vizează statul de drept. Prevederile acordului de asociere în această parte sunt mai generale. Ele vizează principii, anumite abordări, anumite standarde care trebuie decise, trebuie formate și validate în interiorul țării, având în vedere specificul țării, formei de sau competențele și funcțiile diferitelor instituții.
toate lucrurile astea trebuie privite în ansamblu și trebuie până la urmă să înțelegem că nu este suficient să spunem în societate, în afară, că într-adevăr implementarea acolo de asociere este o prioritate, și dar trebuie să aceste declarații trebuie să fie susținute prin eforturi concertate și susținerea de fapt a eforturilor care să fie direcționate pentru redresarea acestor probleme de în interesul public, în interesul tuturor cetățenilor, și cu cât mai mare va fi abordarea sau cât mai inclusivă va fi acest, cât mai inclusivă va fi acest proces, nu doar formal, nu doar pentru a legitima o anumită inițiativă sau pentru a crea anumită imagine că există anumit proces de consultare. Este foarte important ca să se depășească faza asta formală și guvernul, autoritățile în general, să dorească cu adevărat să fie inclusive și să accepte anumite viziuni care, iarăși, noi nu încercăm să promovăm anumite viziuni partizane sau critice, încercăm să fim obiectivi și să venim nu doar cu anumite constatări a lucrurilor care se întâmplă sau nu se întâmplă, dar să încercăm să venim cu anumite propuneri care sperăm noi că pot ajuta în avansarea acestui obiectiv general pe care l-avem noi stabilit în acordul de asociere. De altfel, în cadrul unei recente conferințe de presă, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aurel Ciocoi, a declarat că integrarea europeană este prioritatea numărul unu a actualei guvernări și că aceste reforme care sunt necesare se fac nu pentru a declara la Bruxelles, pentru a raporta la Bruxelles ce se implementează, dar pentru beneficiul cetățenilor, și în acest context s-a referit și la implementarea planului de acțiune 2017-2019 a acordului de asociere Republica Moldova în Europeană. Așa să rog regia să pună pe post un fragment din discursul șefului diplomației moldovenești. La guvern a avut loc ședința guvernamentală pentru integrare europeană, în cadrul căreia am prezentat raportul de realizare a Planului Național de Acțiuni pentru realizarea acordului de asociere pentru perioada 2017-2019, și vreau să vă informez că, potrivit calculurilor noastre, acest plan a fost realizat în proporție de 71,56%. Mai avem de lucru. Asta este una din prioritățile noastre maxime, de a realiza cât mai mult posibil din reformele pe care trebuie să le implementăm în conformitate cu angajamentele asumate în baza acordului de asociere. Repet, nu o facem pentru raportare solemnă la Bruxelles, o facem pentru creșterea nivelului de trai aici, la noi, în Republica Moldova. Modernizarea țării noastre este prioritatea numărul 1. Vom continua să discutăm cu partenerii noștri din Comisia Europeană pentru elaborarea următorului Plan Național de Acțiuni. Deocamdată suntem în proces de realizare a acțiunilor restante, lucru care va dura probabil ceva timp pe parcursul acestui an, sperând că următorul Plan Național de Acțiuni pentru realizarea prevederilor acordului de asociere va cuprinde perioada 2021, 2023 sau 2024, în funcție de cum vor evolua negocierile cu colegii de la Bruxelles. În plus, 19 februarie, iar și este o zi importantă în agenda noastră bilaterală cu Uniunea Europeană, la Chișinău se va desfășura următoarea rundă a ședinței Comisiei Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniune la care vom trece în revistă realizările Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele asumate în baza acordului de asociere și acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, și vor fi trasate respectiv prioritățile imediat următoare pentru Republica Moldova. Va fi o reuniune foarte serioasă, va fi o reuniune angajantă, atât pentru noi, cât și pentru partenerii din Comisia Europeană. Am menționat în cadrul unei conferințe de presă ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aurel Ciocoi. Amintesc că mâine la Chișinău se va desfășura ședința ordinară a Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă și directorul pentru Rusia, Parteneriatul Estic, Asia Centrală, Cooperare Regională și OSCE, al Serviciului European pentru Acțiune Externă, Luc Pierre de Vigne, care de altfel astăzi a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu.
Stimați ascultători, vă amintesc că la această oră, 18:34 de minute, continuă emisiunea Loc de Dialog la Radio Moldova. Discut cu Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici, Reforme Europene, și Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, despre planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, perioada 2017-2019. S-a menționat că dimensiunea economică sau componenta economică a acordului de asociere a avut un impact benefic asupra relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. A crescut considerabil schimburile comerciale economice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Producătorii moldoveni au avut posibilitatea să exporteze producția pe piața europeană. Vreau să vă întreb, care ar fi impactul implementării legii care se discută? Este o inițiativă legislativă ca în Republica Moldova să se comercializeze 50% de produse autohtone. Iată, acest procentaj, sau mai bine zis, această lege, cum ar influența cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Domnule Juc. Eu nu știu dacă ar influența într-un mod direct sau într-un mod decisiv. Mult mai important este calitatea produselor și capacitatea exportatorilor de a identifica piețe în Uniunea Europeană. Doar noi continuăm să spunem că piața Uniunii Europene este o piață de perspectivă care nici pe departe nu a fost valorificată și dacă am face o comparație cu statul vecin, cu Ucraina, ei sunt cu mult mai avansați la capitolul implementarea produselor autohtone, la capitolul onorarea celor contingente care li s-a oferit prin acordul de asociere. Sigur că cele 5 capitole pot fi împărțite în două categorii. Primele, adică titlul 2 și titlul 3, vizează dialogul politic, reformele, justiția, libertatea, securitatea, iar următoarele 3, comerțul, cooperarea economică, asistența financiară, și aici, la această două categorie, realizările parcă ar fi mai mari, mai palpabile, deși în raportul Ministerului de Externe, cea mai mică cifră este adusă la realizarea prevederilor din capitolul 5, comerț și din titlul 5, mai corect, comerț și probleme legate de comerț, în jur de 64%. Eu consider că s-ar putea, inclusiv printr-o asistență a statului, dar să ținem cont și de legislația internațională, printr-o asistență a sectorului privat, ca capacitățile economice ale Republicii Moldova să se extindă pe piața Uniunii Europene, deși este foarte dificil și anumite introducerea anumitor cifre fixe, nu aș crede că ar fi în măsură să soluționeze substanțial. Poate ar fi mai bine ca producătorii și exportatorii din Republica Moldova să se specializeze pe anumite titluri de mărfuri care sunt căutate pe piața europeană. Deci este un proces foarte dificil, dar important este că în Republica Moldova, treptat, cel puțin la nivel de retorică, se trece la ceva mai pragmatic decât ceva raportare cum era înainte, și acest fapt nu a devenit o sursă în care fiecare să spune, iată, am raportat, dar în realitate mai nimic nu s-a făcut și cifrele pe care le aduc, inclusiv institutele din societatea civilă care se ocupă cu monitorizare, denotă cu totul altceva. În plus, dacă 2020 este rezervat pentru lichidarea restanțelor, atunci, într-adevăr, situația este destul de critică, am spune, pentru că, practic, un an de zile nu este folosit pentru dezvoltare și modernizare, dar este pentru lichidarea celor insuccese care au avut loc. Și într-o mare parte depinde și de autoritățile Republicii Moldova. Da, la capitolul 2 se declară o proporție mai mare, un coeficient mai mare, la titlul 3 de asemenea, de implementare reformelor, dar
Una sunt să elabora și a implementa unele legi sectoriale mai mici, iar cu totul altceva este, spre exemplu, după cum se specifică în restanțe, legislația privind corupția sau legislația privind autoevaluarea autorităților și instituțiilor publice sau legislația privind sistemul autorizat automat de registrare exportatorilor, reexportatorilor sau tranziții și importului. Deci sunt foarte multe. Eu cred așa că în Republica Moldova se merge de la simplu la compus, se face ceea ce este mai ușor, mai simplu și procentul crește, iar ceea ce este mai dificil, aceasta rămâne și vedem cu restanțele, cu sistemul justiției, de parcă funcționează mai multe instituții care cu întârziere, dar în realitate mari realizări la acest capitol încă sunt așteptate. Domnule Iulian Groza, ați fost viceministru al afacerilor externe și integrării europene. Cunoașteți din interior cum funcționează Uniunea Europeană, cum se discută cu Uniunea Europeană și vreau să vă întreb dacă este un mecanism de monitorizare din partea Uniunii Europene a implementării acestui plan de acțiuni sau mai bine zis a acordului de asociere în general. Evident, există. Să vedem care este opinia Uniunii Europene față de aceste cifre raportate de Cicino. Anual, Uniunea Europeană, Comisia Europeană și Serviciul European Extern publică așa numitul raport de implementare a asocierii cu Republica Moldova, care sintetizează evoluțiile în implementarea acordului de asociere. În esență, acest raport el este unul destul de general. Elementele punctuale se discută în formatul comitetelor de asociere, subcomitetelor în diferite formate. Fiecare reuniune își are o agendă foarte clară, subiecte punctuale, cu constatări de progres și anumite priorități pe perioada imediat următoare. Aceste reuniuni au loc periodic. Iar aprecierea generală politică cu privire la stadiul de implementare a acordului de asociere și relații cu Uniunea Europeană se oferă cu ocazia consiliilor de asociere. Acum, nu cunoaștem astăzi când urmează să fie publicat următorul raport din partea Uniunii Europene și când va avea următorul consiliu de asociere. De regulă, ele sunt programate pentru primăvară. Acum să vedem dacă se va planifica o astfel de reuniune în anul curent. Un element nou pe care îl implementează începând cu anul curent Uniunea Europeană este că Uniunea Europeană va avea un cadru de cooperare mai extins pentru pregătirea rapoartelor periodice. Vor lucra cu alți actori. Sigur că informațiile prezentate de către autorități în cadrul formatelor de cooperare, de asociere, vor fi luate în considerație, dar vor fi preluate și mai multe, știu, constatări, anumite recomandări pe care le fac și organizațiile neguvernamentale, centrele de cercetare, alte organizații care urmăresc implementarea diferitelor domenii concrete din acordul de asociere. Ceea ce asta este bine, fiindcă probabil că următorul raport pe care o va publica Uniunea Europeană va fi poate și mai detaliat în anumite domenii, mai punctual, ceea ce ar putea să și mai mult să crească nivelul de înțelegere, nu doar la nivel politic, dar și la nivelul general a ceea ce trebuie de făcut sau ceea ce nu se reușește. Asta punctual. Aș vrea puțin să mă refer totuși la partea de comerț cu Uniunea Europeană. Puțin a vorbit și domnul profesor, am menționat și eu câteva chestiuni la început și n-am să mă refer foarte mult aici la ce lucruri, știu, care sunt rateurile, fiindcă, iarăși, imaginea este diversă. Undeva noi reușim să verificăm cotele, undeva reușim să le supravalorificăm, în special pe produsele cerealiere. Dar, în general, dacă să ne uităm la potențialul pe care îl oferă acordul de asociere, sigur că mai avem foarte mult de lucru pentru că îl valorifică. Și aici sunt câteva chestiuni pe care vreau să le reiterez. În primul rând, partea bună este că acordul ăsta poate fi revizuit. Și este, apropo, anul trecut, deja cotele
pentru anumite produse în anexele incluse la acordul de asociere au fost revizuite. Au fost majorate? Au fost majorate, ajustate, în rezultatul unui proces de negociere. Lucru care încă o dată demonstrează că dacă există mai mult potențial de export sau alte exerciții sau comerciale între Uniunea Europeană și Republica Moldova, părțile pot să-și ajusteze în interesul ambelor părți. Asta este chestiunea care prima trebuie să menționăm. A doua chestiune care vreau să menționez și de fapt unde se află și una din principalele probleme când vorbim de valorificarea potențialului exportului este ține de măsurile sanitare și fitosanitare, exporturile de produse animaliere, ele nu sunt în lista, în general, nu doar a cotelor, dar nici nu sunt permise ca să fie exportate pe piața Uniunii Europene, fiindcă nu întrunesc deocamdată certificarea necesară în domeniul sanitar și fitosanitar. Noi ne-am prioritizat deja câțiva ani să începem să exportăm produse de origine animalieră, carne de pasăre, ouă de diferite categorii, adică ceea ce putem noi să, eventual, uitându-ne în structura noastră ouă de categorie B. Să vedem ce putem să exportăm. Să vedem cu colegii din Ucraina, au un spectru mai larg de produse pe care pot să le export, inclusiv de origine animalieră. Deci, pentru ca să redresăm situația aici, este nevoie de un accent puternic, de măsuri de reglementare, dar și de instituții capabile să pună în aplicare aceste regulamente și să le asigure implementarea în raport cu agenții economici implicați în proces. A treia chestiune care tot este importantă ține de suportul pe care îl poate oferi autoritățile pentru exportatori, asociațiile de producători, pentru ca să poată să penetreze mai ușor anumite nișe din piețele Uniunii Europene, din piața Uniunii Europene, pe produsele în care noi avem anumit avantaj competitiv. Și trei, cred că pentru ca să reușim să consolidăm mai bine sectorul sau partea care ține de comerț liber cu Uniunea Europeană, este foarte important să fie atras o atenție sporită pentru susținerea dezvoltării sectorului agroalimentar prin susținerea proiectelor investiționale de consolidare capacităților pentru fermieri, ajutarea lor pentru a se asocia, susținerea activității întreprinderilor mici și mijlocii, care de fapt formează în mare parte majoritatea numerică a celor implicați în diferite domenii agroalimentare. Deci este foarte important ca să fie create garanții pentru ca acești actori să poată să acționeze. Și apropo, Uniunea Europeană vine cu suport dedicat pentru acest sector. Apropo, în ultima perioadă Uniunea Europeană în Republica Moldova și-a crescut asistența dedicată pentru actori locali, pentru întreprinderi mici, mijlocii, pentru dezvoltarea rurală și locală, care e foarte mult legată de dezvoltarea sectorului alimentar. Ceea ce este bine, deci asta permite cumva să Uniunea Europeană să diversifice asistența, potențialul asistenței pe care o poate oferi, în situația în care nu poate la moment să ofere întregul suport financiar în gestionarea guvernului, în momentul în care guvernul nu reușește să livreze pe toate aceste condiționalități stabilite în acordurile de finanțare cu Uniunea Europeană. Specific, planul de acțiune pentru perioada 2017-2019, acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, a fost realizat în vederea corelării acestuia cu prevederile agendei de asociere convenite cu Uniunea Europeană pe parcursul anului 2017 și a condiționalităților stabilite de Uniunea Europeană pentru asistența macrofinanciară care trebuia să fie oferită țării noastre. Deci a fost un reper. Condiționalitățile pentru asistența macrofinanciară a fost un reper al acestui plan.
În planul care urmează să se discute, care urmează să fie aprobat, care ar putea fi reperul? Pentru că despre condiționalități acum nu se mai discută, cel puțin la ora actuală. Se discută pe cele restante, cele de data trecută, dar noi se condiționalități. Se discută nu doar despre condiționalitățile care nu au fost realizate, se discută despre actualizarea condiționalităților. Bun, e foarte important pentru ascultătorii noștri să facem multă diferență. Ceea ce este inclus în agenda de asociere și în planul de implementare a acordului de asociere la nivel național sunt în mare parte măsuri cu caracter legislativ și acțiuni de implementare, măsuri sau politici de implementare, care de multe ori sunt și chiar foarte detaliate, având în vedere complexitatea angajamentelor pe care le avem în acord de asociere. Sunt și alte seturi de condiții care sunt mai focusate, mai dedicate, care reiesc din alte acorduri pe care Republica Moldova le are cu Uniunea Europeană, în special cele de finanțare, fie că este vorba de asistență direct bugetară, fie că este vorba de asistență macrofinanciară. Păi, iată, în aceste acorduri sunt stabilite niște condiționalități stricte, tehnice, mai nou și politice, care nu sunt foarte multe la număr, sunt de regulă de ordinul 10-or măsuri, fie legislative, fie instituționale, pe care autoritățile s-au angajat sau se angajează să le implementeze pentru ca să obțină tranșele de asistență. Deci deci probabil e chestiune importantă și trebuie să o menționăm. Acum, vorbind despre agenda de asociere, în primul rând, deci de acordul de asociere, în primul rând vă spuneam că la moment se va iniția procedura de negocierea viitoare agende de asociere, care o va lucui pe acea a doua, 2016-2019. Probabil că, iarăși e o opinie personală, dar din punctul meu de vedere, cel mai probabil, pe parcursul anului curent, nu se va elabora un nou plan de acțiune implementare a acordului de asociere, dar, într-adevăr, cum a spus și domnul ministru, se va realiza ceea ce nu s-a realizat în perioada precedentă și se va utiliza acest timp pentru a prioritiza activitățile pe termen lung, mediu și scurt, mai ales că se discută o agendă pe termen mai lungă decât cea precedentă. Acum nu știm dacă ea va fi într-adevăr pe 7 ani sau pe 5 ani sau pe 3 ani. În orice caz există... Cum ar fi mai bine pentru Republica Moldova? Pentru, iarăși, depinde de argumente. În primul rând, abordarea la moment, la nivelul Uniunii Europeană, este ca aceste prioritizări de politici să fie corelate cu bugetul Uniunii Europene pentru următorii ani, 2021-2027, cadrul mediu multianual financiar al Uniunii Europene, de fapt, este bugetul Uniunii Europene. Și atât, ca parte acestui buget, există și un buget dedicat vecinătății. Bugetul redat încă nu este aprobat, urmează să fie discutat parcursul a doua jumătate anului curent și să fie aprobat la sfârșitul anului curent. Dar, iată, în cadrul acest bugetar există fonduri alocate pentru vecinătate și respectiv și pentru Republica Moldova. Și atunci abordarea decidenților din Uniunea Europeană este ca să armonizeze aceste fonduri cu prioritățile pe termen lung. De asta este și ideea de a avea această agenda de asociere pe termen mai lung. În cazul nostru astăzi, cred că prioritatea numărul unu este să se contabilizeze foarte clar unde suntem noi astăzi, dincolo de procente de implementare a diferitor măsuri incluse în planul de acțiuni al Republicii Moldova, al Guvernului, fiindcă, până la urmă, pentru Uniunea Europeană mai puțin contează câte procente s-a reușit de implementare planul nostru intern. Pentru Uniunea Europeană contează mai mult cât am reușit noi să implementăm din ce ne-am angajat în prioritățile din agenda de asociere. Până la urmă, asta este discuția. Da. Asta este unul. Și doi, este foarte important ca în paralel cu acest exercițiu să existe un exercițiu de prioritizare pe termen scurt. Fiindcă anul curent, totuși, Republica Moldova se află într-o situație destul de delicată. Nu este pentru prima dată, trebuie să o recunoaștem. Este un fel de deja vu, dar mizile sunt și mai mari. Anul curent este un an electoral, guvernul are o sarcină complexă, inclusiv electorală, are un program politic, deși pe termen mai lung, dar dacă ne uităm pe planul de acțiune a guvernului, pe perioada anului curent, o să vedea că există foarte multe politici, inițiative, care au mai multă încurcătură socială. Într-un fel, foarte mulți colegi care urmăresc acest domeniu spun că este un program
foarte mult electoral. Deci, dincolo de presiunea asta pe guvern, există și alte angajamente curente și care trebuie să fie realizate de mult timp în urmă, legate de angajamentele din Curtea de Asociere, în care stanță. Surplus la aceste angajamente sunt și cele, știu, priorități super importante legate de asistența macrofinanciară, asistența de programul cu FMI, dar și alte condiționalități. Cred că asta sunt, asta ar fi o prioritate pe termen zero, prioritate zero, să se facă într-un fel o evaluare și să tragă o linie care, la ce etapă suntem noi, realistic, și care ar fi, eu știu, niște o listă de priorități pe termen chiar scurt, pe parcursul anului curent, pentru a încerca de a dinamiza procesele, fiindcă trebuie să nu uităm că cadrul general sau climatul general în care operează la moment Republica Moldova sau guvernul, autoritățile, este unul complicat. Relația noastră cu Uniunea Europeană instituțional este complicată, unii spun chiar și înghețată. Și în acest cadru este foarte important ca toți actorii să încerce să creeze condiții pentru ca lucrurile să nu fie lăsate, să regreseze și mai mult, dar cumva să se stevelească și să fie un mecanism de motivare, de presiune, dacă doriți, de natură internă, pe autorități ca să livreze. Fiindcă altfel, din păcate, ne vom învârti în continuare în acest cerc vicios al declarațiilor și al declarațiilor de dragoste chiar, în diferite direcții, dar tot noi ne vom pomeni în situația în care nu avem o justiție echitabilă, eficientă, selectivă, nu avem instituții care servesc cetățeanul, dar servesc interesul unor grupuri de interese, sau mai grav, actori politici care se află la guvernare, sau mai grav, servesc interesele externe ale unor finanțatori dubioși, fix sunt oligarhi, fix sunt oficiori de procurori sau donatori de diferite cadouri pentru diferite fundații, inclusiv afiliate politic, sau proprietari de televiziune mai nou în Republica Moldova. Toate aceste lucruri trebuie înțelese că impactul lor, poate pe termen scurt pentru anumiți actori, poate fi, vine cu un rezultat scontat. Dar da, și domnul Joc, vreau să spun istoria, doar vreau să închei. Istoria arată că dacă nu există o abordare consecventă, inclusivă, multipolară, dacă doriți, la nivel politic, toate aceste exerciții, de multe ori stângace, până la urmă tot în cap îi pălesc pe cei care vin cu ele, și exemplu precedent al Partidului Democrat, vedem că se regăsește și astăzi. Da, nu trebuie de uitat că și Uniunea Europeană se află într-un proces de resetare anunțat în perioada post-Brexit. În plus, la nivel geopolitic, atenția este canalizată pe Balcanii de Vest, vor începe negocieri pe marginea Chiului comunitar cu Albania, Macedonia de Nord, vor continua cu Muntenegru și Serbia, iar pentru parteneriatul estic, desigur că pentru ei ar fi mai bine, aveți un plan mai extins, o agendă mai extinsă pe perioada următorului buget 21-27, fiți buni și îl realizați, modernizați-vă, iar la perioada după 2027 sau mai înainte vom vedea, poate va fi propus și ceva, un parteneriat estic ajustat pentru aceste țări la noile realități. Se va spune că aveți agende, aveți planuri de acțiune, aveți obiective și poftim, fiți buni și dați livrabile. Deci eu consider că țările din Europa de Est nu vor fi prioritatea numărul 1 a Uniunii Europene din punct de vedere geopolitic, ci vor fi prioritatea numărul 2, și poate este clar și poate este justificat cât de bine sau cât de rău n-ar fi pentru noi în acest context.
Stimați ascultători, din păcate timpul rezervat emisiunilor de dialog expiră. Au rămas încă atâtea accente de pus pe acest subiect, implementarea planului de acțiuni pentru acordul de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană 2017-2019. Dar, desigur, vom reveni la această temă pentru că urmează să fie negociat un nou plan și, desigur, și ascultătorii ar fi interesați să vadă ce presupune acest nou plan. Am discutat cu Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, și Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență la emisiune, mulțumesc ascultătorilor pentru că au fost percepți, vreau să cred. Sunt redactorul prezentator Anatol Capciuc și împreună cu regizorul Veronica Botnariuc vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. Rămâneți pe lungimele de unde Radio Moldova.